România celebrează pe 1 iunie Ziua Internațională a Copilului. Prilej de mare bucurie pentru micii sărbătoriți, cărora adulții le-au pregătit după puterile lor tot felul de surprize. Și în municipiul Zalău, autoritățile organizează cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului a 5-a ediție a evenimentului 1 iunie Canpovești. Activitățile au început de astăzi în amfiteatrul din Parcul Central cu Teatru pentru Copii Visul Magic, cu reprezentații ce au avut loc în cursul dimineții. În 1 iunie, parcul se va transforma în loc de poveste în care copiii se pot întâlni într-o mare de baloane cu personaje din povești. Aleile și amfiteatrul din Parcul Central aparțin micilor artiști, care începând cu ora 14:30 pot alege dintre următoarele activități: jocurile copilăriei precum șotron, ștafetă, rațele și vânătorii, desene pe asfalt, face painting și ateliere de pictură. De la ora 16:30 în amfiteatrul din Parcul Central va avea loc un spectacol cu copii pentru copii, cu cântece și dans, iar de la ora 19 dorințe și vise vor fi lansate către cer legate de baloane colorate. În perioada 31 mai-5 iunie pe platoul de marmură vor fi pentru cei mici baloane pe apă, bărcuțe și tobogane.